O centrare acum și gol! Minutul 43, 1-0 pentru ACS Poli Timișoara. Fane Nanu a avut parcă o presimțire, l-am și auzit strigând înainte de executarea acestei lovituri libere, dă gol, dă gol. Așa s-a și întâmplat, revedem această fază cu mulți jucători ai formației timișorene care s-au dus în apropierea porții. Autorul golului este Pop cu această lovitură de cap, 1-0 pentru ACS Poli Timișoara. Un gol care poate schimba radical coordonatele de dispută pentru partea a doua. Centrarea i-a aparținut lui Velcotă, foarte bună cu piciorul stâng. Dacă n-ar fi înscris Pop, probabil că unul dintre cei 3-4 coechipieri ai săi care se aflau acolo ar fi împins mingea în poartă. Din minutul 44, 1-0 și acum ocazie bună cu Vlad Bărbulescu, care întoarce centrarea lui Dănălache.